Mirajul jobului bine plătit atrage ca un magnet tot mai mulți olteni. Lasă casă și familie, copii și părinți și aleg să plece pe alte meleaguri pentru un trai mai bun. În Spania, Italia, Grecia, Germania, Anglia sau Portugalia, la tot pasul întâlnești români. Nu există oraș mare din Europa unde să nu auzi cel puțin un om vorbind românește. Și din Olt, mii de persoane au plecat în străinătate în căutarea unei vieți mai bune pentru ei și copiii lor. Bucătari, cameriste, asistenți medicali sau îngrijitori persoane la domiciliu, muncitori calificați în industrie, IT, medici sau ingineri. Sunt doar câteva specializări mult căutate de angajatorii din spațiul comunitar european. În această perioadă, prin rețeaua EURES, sunt disponibile aproape 1300 de posturi vacante. Cele mai multe sunt destinate persoanelor care vor să lucreze în Germania. Nemții primesc cu brațele deschise forța de muncă din țara noastră, mai greu însă cu încadrarea, din moment ce condiția impusă este ca aplicantul pentru job să cunoască limba germană. Din Austria, 5 posturi în domeniul serviciilor, din Belgia, 1 post în construcții, Estonia, 5 posturi în construcții, Germania, 893 de posturi în domeniile transporturi, IT, gastronomie, îngrijire animale, servicii aeronautice, construcții și în producție. De asemenea, mai avem 10 posturi din Luxemburg în domeniul IT. Agricultura este un alt domeniu în care străinii angajează masiv din țara noastră. State ca Olanda sau Anglia oferă și acum joburi atractive pentru români. Un alt domeniu în care societățile din străinătate angajează este sănătatea. Și țările nordice caută muncitori din țara noastră. Norvegia, spre exemplu, oferă zeci de joburi pentru cei ce își doresc o carieră în sănătate sau construcții. Din Malta, 10 posturi în producție, Norvegia, 24 de posturi în prelucrarea cărnii, în domeniul medical și în construcții, Olanda, 240 de posturi în domeniul agricol și în producție, Polonia, 45 de posturi în domeniul construcțiilor, Republica Cehă, 30 de posturi în producție, Spania, 8 posturi în creșterea animalelor și din Ungaria, 14 posturi în domeniul auto și în IT. Suntem pe primul loc pe țară în ceea ce privește gradul de ocupare în străinătate. Biroul EURES din cadrul AJOFM Olt ocupă prima poziție în clasamentul instituțiilor ca număr de contracte semnate pentru piața muncii din spațiul comunitar european. Și 2018 promite a fi tot un an de vârf pentru cei ce vor să plece la muncă în străinătate. Deja aproape 200 de olteni s-au interesat de un job, în timp ce 37 au și plecat la muncă. Acestea sunt însă doar cifrele oficiale. În realitate, numărul celor care lucrează în afara țării este mult mai mare. Statistic vorbind, cifrele arată că cel puțin la două familii o persoană este plecată din țară.